compozitori. Un exemplu foarte simplu de înțeles pentru toată lumea este următorul. Primesc foarte multe e-mail-uri de la tineri, eu știu, ori în liceu, ori în facultate, care vor să-și creeze niște filmări, niște montaje de sfârșit de liceu sau de sfârșit de facultate care să folosească piesa Gașca Mea. O piesă care este foarte cunoscută, foarte iubită și care e foarte potrivită pentru acest gen de opere derivate, cum se numesc ele de fapt. În mod normal, Gașca Mea este o operă cu copyright. Ea are un producător, are niște autori, are un publisher, lucruri destul de complicate de înțeles pentru un copil care practic nu vrea decât să facă un filmuleț ca o surpriză pentru ori pentru profesori, ori pentru colegii lui. Dacă opera ar fi licențiată Creative Commons, el nu ar mai trebui să mă întrebe pe mine dacă are voie să preia piesa respectivă. N-ar trebui decât să spună la sfârșitul filmului respectiv Gașca Mea, trupa HiQ 2004. Media Services, casa de discuri. Am mereu problema asta, pentru că tu mă întrebai care e câștigul nostru. Acei oameni care nouă ne scriu și pe care eu îi refuz personal, sunt de fapt fanii noștri. Ei nu vor nici să ne facă rău, nici să ne fure, nici să, eu știu, să câștige bani de pe urma muncii noastre. Ei vor doar să folosească o operă într-un scop non-necomercial și adică să promoveze mai departe ideea trupei, ideea pe care noi le promovăm, de prietenie, de eu știu, timp de de pozitivitate, de gașcă, de petrecere. Și atunci, pentru noi artiștii, în multe momente, melodiile ar fi mai bine dacă ar fi licențiate Creative Commons. Și ca să nu fie vorbe goale, noi astăzi, odată cu lansarea Creative Commons licenței în România, lansăm, la rândul nostru, un track, vocile de la o piesă nouă pe care noi urmează să o lansăm în viitor, în condițiile Creative Commons, atribuire necomercială. Necomercială. Vrei să le spui necomercială? Atribuire share alike? Da. Stimul de la altă. Exact. Ok. Iată. Cum arată aici? Deci e bani necomercială, distribuire în condiții identice. Ce urmărim noi prin această mișcare? În primul rând să susținem Creative Commons, care nouă mi se pare un set de reguli mai flexibil decât copyright-ul. Cineva de la TVR ne întreba cum ajută asta în lupta cu pirateria. Părerea noastră este că pirateria în ultimii ani se datorează foarte mult și faptului că legea drepturilor de autor este depășită de multe ori de ce se întâmplă pe internet. Creative Commons este un set de licențe mult mai bine gândit, mult mai bine, mai ușor de aplicat pe internet. Un exemplu era acela. Alt exemplu este piesa pe care vrem să o lansăm în Creative Commons și practic să dă posibilitatea celor care iubesc muzica HiQ să creeze propriile opere folosindu-se de vocile din această piesă. Noi suntem foarte curioși să vedem cum folosesc ei o piesă la care noi am gândit într-un anumit gen, pe un anumit drum, la ce se gândesc oamenii care, fie vorba între noi, oricum ar fi folosit ilegal piesa respectivă. Și atunci noi venim în întâmpinarea lor și spunem, uite, noi nu vrem ca voi să fiți pirați. Noi recunoaștem faptul că voi iubiți muzica HiQ. Dar vă rugăm, folosiți-o în niște condiții care nu sunt foarte greu de urmat. Nu e greu să spui că ai folosit vocile trupei HiQ, deci practic atribuire. Nu e complicat să nu faci bani, mi se pare că de bun simț să nu faci bani din munca noastră. Și în același timp, opera care ți este să nu fie copyrighted, adică să fie tot Creative Commons. Dacă mai aveți întrebări, cam aceasta este poziția noastră. În muzică este foarte ușor de înțeles Creative Commons, pentru că foarte multă lume, și nu vorbesc despre neapărat despre compozitori profesioniști, despre vedete, foarte mulți oameni normali, frații mei, absolut toată lumea, dacă vreau să mă gândesc, folosește melodii pentru a le pune pe un, eu știu, un,
sau pe un filmuleț făcut în vacanță și așa mai departe, lucru care nouă, ca artiști, ca autor, nu ne strică, dimpotrivă ne ajută, pentru că ne arată că acei oameni apreciază munca noastră. Și cred că prin Creative Commons putem să-i aducem practic acei oameni care încalcă legea în mod constant. Pe YouTube, pe YouTube și așa mai departe, să-i aducem într-o zonă legală.